Pagini alese. Jessica fuge de un trecut misterios, dar poate ea să se ascundă de dragoste? Minciunile Jessica-i vor ruina oare toate speranțele ei de viitor? Ori poate ea să găsească o pace mai adâncă ce o va împiedica să aibă secrete față de cei care o iubesc cel mai mult? Descoperiți toate acestea în Secrete, o povestire creștină contemporană de dragoste, scrisă de renumită autoare Robin Jones Gunn. Jessica împinse ușa de la toaletă și răsuflă ușurată, când văzu că nu era nimeni înăuntru. Se opri lângă chiuvetă și se uită în oglindă. Cicatricea era ușor sesizabilă. Albicioasă în formă de semilună, se întindea jumătate pe buză și jumătate pe obraz, cam 6 mm de la colțul gurii. Jessica își propuse să adopte o atitudine pozitivă. Nu-i chiar așa de rău. Imediat după aceea a fost însă copleșită de o atitudine negativă. O, ba da, este. E groaznică. E permanentă. E ceva temporar. Voi face operația estetică imediat ce voi avea banii necesari. Da, poate peste 50 de ani, când vei fi strâns destul. Până atunci vei umbla desfigurată. Toată lumea va observa. Oriunde te vei duce, oamenii se vor holba la buza ta. Jessica încercă să nu se mai gândească la nimic, să potolească furtuna din mintea ei. Scoase un ruj din poșetă și se puse pe treabă. O ultimă privire în oglindă îi spuse că rujul o ajutase mult. Acopera cel puțin jumătate din cicatrice și, pentru moment, îi era destul. Kyle nu păru să observe ceva când Jessica merse la el în hol. Cel puțin, nu se mai uita la ea ca și când a ieșit din cabinetul doctorului. Merseră împreună spre mașină discutând despre un articol pe care tocmai îl citise despre găurile negre și spațiul extraterestru. Jessica se gândea că acesta era un subiect bun de conversație. Spațiul extraterestru. Înainte de a o duce înapoi la școală, Kyle opri la Dairy Queen ca să mănânce ceva. Lucrurile deveneau incomode în acel moment. Kyle comandă pentru el, apoi se întoarse spre Jessica întrebând: ce vrei să mănânci? Mândria Jessica ieși la suprafață. Îmi iau eu singura. Avea doar cei $12 pe care avea mare grijă de la o săptămână la alta. Nu erau mulți, dar nu putea să accepte oferta lui Kyle. El plăti ceea ce comandase, apoi Jessica merse la ghișeu și comandă un hamburger mic și un pahar mic cu cola. Vânzătoarea din spatele geamului o întrebă dacă dorește roșii și ceapă pe hamburger și ea ezită o clipă gândindu-se cât ar putea costa. Nu mulțumesc, zise ea, scoțând din pormoneu cu neglijență aparentă o bancnotă de $10, ca și cum ar fi avut o mulțime la fel și o dădu vânzătoarei. Se așezaseră la una din mesele de plastic, aflate afară. Jessica cu hamburgerul ei mic, iar Kyle cu un hamburger triplu,
o porție mare de cartofi prăjiți și o porție mare de răcoritoare. Pusese la masă cu mulți bărbați până acum și își plătise de multe ori partea, dar nu-și amintea să mai fi fost cu cineva la Dairy Queen și să-și plătească ea consumația. Și cu siguranță nu-și amintea să mai fi avut vreodată acel sentiment de panică cu privire la bani. În primele 5 minute, Jessica numără 4 persoane care îl salutaseră pe Kyle, strigându-l pe nume. El o prezentase pe Jessica tuturor și, încă o dată, putu simți caldul bun venit al orașului Blindbrook. Bineînțeles, Kyle o prezentase drept Jessica Fenton. La început, folosirea unui alt nume de familie nu-i părea să fie ceva fals, ci o necesitate. Și ea nu se simțise rău din cauza aceasta, pentru că îl folosise ca să se apere. Acum însă, simțea o înțepătură de câte ori îl auzea pronunțat. Terry a invitat-o pe vineri la masă la ea, acasă. Cum ar putea deveni prietenă apropiată cu Terry fără să-i destăinuie adevărata ei identitate? Și ce s-ar întâmpla dacă ar exista o posibilitate reală de a-și dezvolta relația cu Kyle? Cum și-ar putea ea permite să-i devină apropiată? Jessica Fenton nu trebuia să lase pe nimeni să se apropie prea mult de ea. Ea putea fi prietenoasă, desigur, dar nu trebuia să mai aibă niciodată prieteni apropiați, așa cum a avut Jessica Morgan. În momentul în care Jessica mușcă încă o dată din hamburger, un gând dureros îi trecu prin minte. A fost vreodată Jessica Morgan apropiată de cineva? Imediat își răspunse că nu, cu excepția mamei ei. Morganii nu-și fac prieteni, i-a spus tatăl ei odată. Cred că ar trebui să ne întoarcem la școală, zise Kyle, pescuindu-și ultimii cartofi prăjiți din punga maron. Aruncă punga și paharul de suc în coșul de gunoi din spatele lui. Terry mi-a spus că aveți programate ședințe toată ziua, mâine și poimâine. Da, simt că e prea mult deja. Și la școala de unde ai venit prima săptămână era așa de aglomerată? Întrebă Kyle. Jessica ezită. De fapt, asta e prima mea școală. Este primul meu an de predare, cu excepția practicii pedagogice, bineînțeles. Oh, sunt sigur că ai să te descurci, zise Kyle. Doi adolescenți într-un camion vechi, albastru, trecură pe lângă ei. Claxonară și îl strigară pe Kyle pe nume, făcându-i semn cu mâna. Se pare că ești foarte popular pe aici, îl tachină Jessica. Orașul e mic, zise Kyle. Vei vedea că și tu vei fi claxonată după câteva săptămâni de școală. Așteaptă numai așa să vezi. Avem niște copii fantastici în acest oraș. Ești de mult timp aici? Întrebă Jessica după ce se așezaseră din nou în camion ca să se înapoieze la școală. De vreo 6 ani. Îmi place mult aici. Am crescut în Portland, dar orășelul acesta mi se potrivește mai bine. Cum ți se pare, Glenbrook, din ceea ce ai văzut până acum? Oh, îmi place. Toți sunt amabili și prietenoși. Este așa cum mi-am imaginat că va fi. Vii dintr-un oraș mic din California? Întrebă Kyle. De unde știi că sunt din California? Întrebă Jessica, ridicând automat un scut protector în jurul ei. După numerele de înmatriculare ale mașinii tale. Dacă tot veni vorba, știi că Al nu ți-a luat nimic că ți-a remorcat mașina? I-am spus eu să nu-ți ia. De ce? Păi, pentru că... Kyle făcu o pauză. Jessica se aștepta ca el să spună, pentru că am știut că n-ai avut niciun ban. Nu suporta să simtă mila cuiva. Pentru că i-am spus că ești nou în oraș și i-am... Din nou Kyle părea să-și aleagă cu grijă cuvintele. I-am spus că am să-i fac și eu un serviciu într-o zi.
Așa merg lucrurile pe aici. Sistemul de troc este foarte viu în Glenbrook. Jessica se gândea dacă să spună ceva ca să se apere, ori să lase totul să curgă de la sine. Cât de mult din bunătatea lui Kyle era parte a modului de viață al oamenilor din acest oraș. Îl interesa persoana ei mai mult decât oricare alt nou venit cu probleme? Kyle intră în parcarea școlii și opri motorul. Te conduc înăuntru, trebuie să verific ceva în birou. Merseră tăcuți, în timp ce imaginația Jessica-i vedea în domnișoara Medelson acel ceva pe care Kyle trebuia să-l verifice. Charlotte era probabil cu 5-6 ani mai bătrână decât Kyle. De ce ar fi fost chiar așa de atrasă de Kyle? Jessica se uită pe furiș la Kyle și răspunsul fu evident. Bărbatul era foarte frumos. Fără a mai vorbi de bunătatea, gingășia, blândețea și înțelegerea de care dădea dovadă. Orice femeie ar fi nebună dacă n-ar încerca să pună mâna pe el. Jessica îl venea să-l ia pe Kyle de braț și să nu-l mai lase. Hei, bună!" spuse Charlotte, apărând brusc în momentul în care cei doi intrară în clădire. Jessica se întreba dacă geamul lui Charlotte dădea spre parcarea școlii și dacă îi văzuse intrând în școală. Ignorând-o pe Jessica, Charlotte se îndreptă spre Kyle. Văd că mi-ai primit mesajele. Hai să intrăm în birou. Avem așa de multe de discutat. Kyle stătea pe loc, neclintindu-se, deși Charlotte îl trăgea de mână. Ne vedem mai târziu, zise Jessica. Mulțumesc că m-ai adus. Amintindu-și apoi ce a spus Kyle despre Al și sistemul de toc, Jessica adăugă. Doar ca să o întărâte pe Charlotte. Va trebui să fac și eu ceva frumos pentru tine într-o zi. Se îndepărta apoi încet ca să poată auzi conversația dintre Kyle și Charlotte. La revedere, Jessica, zise Kyle. Apoi își schimbă tonul vocii și spuse lui Charlotte. Mâine pot să fac verificarea pe care mi-ați cerut-o asupra clădirii. Am nevoie de aprobări de la stație și nu le-am adus astăzi cu mine. Cât privește instructajul, aș prefera să-l fac la sfârșitul lunii. Minunat, zise Charlotte. Și ce zici să fixăm o dată când să pregătesc o cină în semn de mulțumire? Asta va trebui să mai aștepte, răspunse Kyle. Jessica nu mai putu să audă continuarea pentru că intră în sală, dar auzise destul ca să fie plină de speranță. Speranța că acest bărbat frumos își petrecea timpul liber cu ea pentru că așa voia el. Speranța că s-ar putea ca relația lor să se transforme în ceva. Dar în ce? Și ce-ar fi făcut ea cu această relație dacă ar fi fost să se întâmple? Telefonul de pe perete sună și Jessica sări să răspundă. Bună, sunt Terry. Te-am auzit intrând, vecino. Pot să-ți fac o vizită? Sigur, te aștept. Terry apăru un minut mai târziu. Părul ei castaneu și foarte sălbatic cârlionțat era prins cu agrafă și purta o bluză roșie și o pereche de pantaloni albi prea strâmți pentru ea. Jessica observă atunci că șoldurile lui Terry erau late și că nu erau deloc proporționale cu restul figurii ei. Își ascunsese bine șoldurile zilele trecute, dar astăzi pantalonii albi nu avantajau deloc. Cum a fost la doctor? Voi rămâne cu o cicatrice pe viață, zise Jessica pe un ton de glumă. Adevărat? Terry veni mai aproape și se uită la buza Jessica-i. O privi astfel de parcă ar fi trebuit să caute mult și cu mare atenție ca să vadă ceva. Jessica știa că este mult mai evidentă, dar aprecie totuși gestul lui Terry. De-abia se vede, zise Terry. Puțină aloe vera și cicatricea asta mică se va vindeca. Bunica mea crește plantele acestea în grădina ei din Escondido. Acolo am crescut eu. Mi-am adus și eu câteva plante de aloe vera și le-am sădit în grădina mea. Am să-ți aduc una mâine. Ai folosit vreodată aloe vera?
Stropești puțin frunza și pui gelul rezultat pe rană. Te va vindeca foarte repede, hai să vezi. Singurul lucru pe care Jessica știa despre aloe vera era că se folosește ca aditiv la loțiuni și șampoane, ca să dea aspectul unui produs cât mai natural. Să știi că e foarte bună, eu o folosesc și pe față, m-am obișnuit deja. Bunica mea a început să-mi pună pe față gelul de aloe vera încă de când eram adolescentă, ca să-mi protejeze fața și să o hidrateze. Ți-ar place de bunica mea, e deosebită. Parcă și aud. Teresa Angelina Raquel Moreno, ți-ai pus aloe vera astăzi? Terry pronunță ultimele cuvinte pe un ton pițegăiat, imitând perfect vocea bunicii, cu un perfect accent spaniol. Jessica se întrebă dacă aloe vera era secretul tenului care o făcea pe Terry, fără nicio pată și de-a dreptul perfect. Terry examină cu privirea clasa Jessica-i. Arată bine clasa ta. Ai primit toate cărțile? Nu sunt chiar sigură. Cum aș putea să aflu? Întrebând-o pe Charlotte, cred. În cazul ăsta mai bine aștept. E chiar așa de rău? L-a convins deja pe Kyle să țină acel instructaj? Da, i-am auzit vorbind despre asta după ce m-a adus Kyle de la spital. Ne-a așteptat în hol și s-a repezit la noi imediat ce am intrat pe ușă. N-am mai putut scăpa de ea. Cu tine și cu ceilalți profesori e la fel, ori numai cu mine se poartă așa. Înainte ca Terry să-i poată răspunde, ea auzi soneria telefonului Jessica-i. Pentru că Terry era mai aproape de el, răspunse ea. Glumești? Adevărat? Extraordinar! Sigur că da! Ne ducem imediat! Închise și se întoarse spre Jessica cu ochii mari și căprui strălucind. Ea ghicește-o propăcăia. Nu știu. A demisionat Charlotte. Mai grozav! Domnul McGregor este treaz și vrea să te vadă. Glumești! Ba nu glumesc deloc, spuse Terry ducându-se spre ușă. Merg să-mi iau cheile de la mașină și dăm o fugă până la spital.